Marea Britanie, Statele Unite, Canada și Japonia vor interzice importurile de aur rusesc în noile sancțiuni impuse ca răspuns la invazia Ucrainei. Conform Digi24.ro, aceste măsuri îi vor lovi direct pe oligarhii ruși și vor ataca inima mașinii de război a lui Putin, a declarat prim-ministrul britanic Boris Johnson, care se va reîntâlni pentru 3 zile cu liderii marilor puteri industrializate în Germania. Putin își irosește resursele în scăderea în acest război inutil și barbar, își hrănește egoul în detrimentul poporului ucrainean și al celui rus, a adăugat liderul guvernului de la Londra, citată de Ager Press. Trebuie să tăiem finanțarea regimului lui Putin, asta facem cu aliații noștri, a mai spus Boris Johnson. Declarația lui vine după ce o sursă de la Washington a dezvăluit sâmbătă pentru Reuters că departamentul de trezorerie al SUA va emite marți o hotărâre de a interzice importul de aur în SUA, ceea ce va izola și mai mult Rusia de economia globală, împiedicând participarea acesteia la piața aurului. SUA i-au impus lui Putin costuri fără precedent pentru a lăsa fără resursele de care are nevoie pentru finanțarea războiului împotriva Ucrainei, a spus Biden. Împreună, liderii G7 vom anunța că vom interzice importurile de aur rusesc, un export major care aduce 10 de miliarde de dolari pentru Rusia, a transmis Biden înainte de reuniunea G7 din Bavaria. Aurul este un activ crucial pentru Banca Centrală Rusă, care s-a confruntat cu restricții privind accesul la unele dintre activele sale deținute în străinătate din cauza sancțiunilor occidentale. Rusia produce anual aproximativ 10% din aurul extras la nivel global. Rusia deține de 3 ori mai mult aur decât avea când a anexat Crimea în 2014. Exporturile de aur ale Rusiei au reprezentat aproape 15 miliarde de dolari în 2021, potrivit Downing Street. Interzicerea aurului pe piețele londoneze, un important centru financiar pentru schimbul de materii prime, va avea un impact uriaș asupra capacității lui Putin de a strânge fonduri, a insistat guvernul britanic, relatează Digi24.ro.